Spațiile de cazare turistică au înregistrat în primele trei luni ale acestui an 1,85 milioane de sosiri, mai multe cu 15,5 față de primul trimestru din anul trecut, au transmis oficialii Institutului Național de Statistică. Din 10 turiști care s-au plimbat prin țară, 2 au fost străini și 8 localnici, proporție care de câțiva ani e cam aceeași. Deși avem zone turistice care pot rivaliza cu cele din țările care atrag zeci de milioane de turiști, România, nu face parte totuși din topul destinațiilor turistice. Motivele țin de starea proastă a șoselelor, de o infrastructură turistică precară și de o promovare insuficientă a valorilor turistice autohtone. Anual în lume circulă peste 1,1 miliarde de turiști. În România ajung sub 1%, potrivit datelor Băncii Mondiale, mai exact 0,7%, plasând țara noastră pe locul 40 în lume ca destinație turistică. Pe Primele locuri stau cei din Franța, Statele Unite, Spania, China și Italia. 3 din 4 turiști străini sunt europeni, iar dintre turiștii europeni 8 din 10 sunt din Uniune. Cele mai multe sosiri ale turiștilor străini au provenit din Italia, 48.000, Germania, 42.000, Israel, 39.000, Regatul Unit, 26.000 și Franța, 25.000. Sunt Silviu Calotă și era de așteptat această creștere atunci când treci de la un președinte jucător la un președinte turist.